Studenții dați afară de la universitate din cauza copiatului la examene și părinți care își ajută copiii să copieze la olimpiadă. Acestea sunt concluziile din învățământul online. În urma acestor incidente, universitățile din România regândesc modul în care se desfășoară examenele online. Mai mulți profesori și-au reconfigurat modalitatea de evaluare. De exemplu, au renunțat la examenul tip grilă în favoarea lucrărilor academice. Copilul educat din clasele mici în acest sistem al fraudei este un mare pericol pentru viitorul României, atrage atenția profesorul Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice, societate care a organizat prima fază online a unei olimpiade de matematică în condiții de pandemie. Profesorul de matematică atrage atenția că tendința de fraudare crește pe măsură ce scade vârsta elevilor. Cu cât copiii sunt la clase mai mici, a 5-a, a 6-a, sprijinul părinților pentru fraudare este mai mare.